bună să ne fie după amiaza, căci tare mă bucur să ne revedem! De ce? Pentru că în emisiunea de astăzi aflăm noi detalii picante despre personajele producției de pe Antena 1, Lasă-mă-mi place, camera 609. Chiar de la protagonistul serialului, Matei Negrescu, care se află la prima experiență de o asemenea anvergură. Și care se poate mândri că joacă alături de nume uriașe din lumea filmului și a televiziunii, printre care Emilia Popescu, Magda Catone, Loredana Groza, Claudiu Bleonț, dar și alături de foarte mulți actori tineri talentați la început de drum. Abia așteptăm, trebuie să vă mai spunem și că suntem foarte entuziasmate să vedem acest interviu și să vedem care este vibe-ul acolo la filmare. Ia să vedem vibrația zilei. Dragilor, surprizele continuă, pentru că Antena 1 a pregătit un nou serial de care vă puteți bucura. Astăzi stăm de vorbă cu nimeni altul decât protagonistul serialului. Matei Negrescu a acceptat invitația noastră. Matei, mă bucur că ai venit aici la noi. Mă bucur să fiu aici. Îți dai seama, trebuie să obișnuim telespectatorii cu acest nou proiect și vreau să vorbim mai multe despre el, dar până atunci vreau să te întreb cum a fost castingul pentru tine, cine te-a sunat, emoțiile care te-au încercat, pe cât timp s-a extins acest casting și cum a fost când ai aflat că ai luat? Foarte pertinente întrebări. Așa, ce s-a întâmplat? Ușor, zic așa treptat, a fost o totală surpriză pentru mine. Castingurile de regulă le primesc de la Domnica, Crăciumaru, și ultima oară am făcut cu ea, mă rog, m-a trimis la casting pentru Spymaster. Oho, ok. Și am luat acolo un mic rol ușor, am fost acolo un securist în în episodul 4 apariție. Da. Și s-a întâmplat să mă sune și în, sau nu mai știu, mi-a dat mesaj sau m-a sunat, nu mai știu exact, dar a fost în iarnă și eu eram, tocmai terminasem de filmat Insula Iubirii și eram în Bali. Am rămas acolo vreo două luni de zile și mi-a zis de casting, cam despre ce ar fi vorba, că ar fi un serial nou, că e comedie romantică și Ruxandra Ion. Și am zis, foarte frumos. Foarte frumos, dar nu știu dacă pot să ajung la timp, pentru că, uite, eu să stau aici două luni de zile și, dacă nu ajung, nu ajung. Da, da. Și mi l-am scos din minte cumva și am ajuns până la urmă acasă, eu mi-am văzut de ale mele pe acolo. Am lucrat și la filmul meu, o să revin, dar... Trebuie să povestim. Făceam o animație pentru filmul tare. Meu. Și când m-am întors acasă, n-am mai scosesem total din minte castingul și proiectul și așa mai departe. Și până la urmă mi-a scris din nou și am zis, sigur nu vrei să zic, ba da, vreau să vin, abia ce m-am întors. Și era februarie, mijloc de februarie, cam așa. Și am zis, da, vin, normal. Și întâmplarea a făcut că eu tocmai mi-am scos din minte treaba asta cu actoria, pentru că am tot încercat de multe ori și am mai luat câte o știi, mică părticică într-un film sau altul, am mai luat și câteva reclame, da, cât proiecte. Să mai păstreze acolo așa, dorința, exact, da, o linie de plutire, deși până la urmă am zis că hai că e suficient acum, acum am reorientat și pe regie și scenaristică, am zis că mai și scriu, am zis că gata, hai să încheiem cu actoria. Nu pot să le fac pe toate. Normal, și da. Și fix atunci a venit chemarea. Știi, chemarea la casă. Mi se par poveștile astea fascinante. Da. Sincer, pentru că și cu Ștefan Florai, că e cam aceeași poveste, știi? Într-un moment în care a zis, renunț, că sigur n-are cum să iasă, s-a întâmplat. Și uite că și la tine la fel. Pentru că te eliberezi de miza aia, știi? Că de fiecare, când îți dorești ceva foarte, foarte mult și mergi la casting, te copleșesc emoțiile. Că te gândești că, normal, îți dorești lucrurile, n-ai cum să nu ți-l dorești. Și probabil asta a fost. În momentul în care am zis că renunț, între ghilimele, m-a ajutat pe mine să mă relaxez și să merg la casting pur și simplu cu bucuria de a da o probă și pentru că îmi plăcea și textul pe care l-am primit pentru probă și după aceea am găsit-o și pe Bianca Mina, pe care o știam de mai demult. Ce tare. Deci cumva era un mediu foarte familiar. Și erau doi regizori în proiect la momentul respectiv. Pe Federico nu-l știam în momentul acela. Federico e regizorul serialului. Foarte bine că ai zis. Și Alexandra care nu mai face parte acum din proiect, dar pe ea o știam de la o reclamă de demult. Deci cumva era totul foarte cunoscut acolo, teren cunoscut. Bianca a venit primul lucru la mine și mi-a zis că vezi că Ruxandra nu e, că n-am mai putut să mai stai.
și am răsuflat un pic ușurat pentru că eu sunt foarte intimidat de prezența ei. Deci bă, s-au legat atunci, toate. Și atunci toate s-au legat. Nu e singurul, e... Da, am auzit povești. Și atunci toate elementele erau acolo. Deci toate elementele erau acolo ca să dau o probă bună și m-am eliberat de orice fel de presiune. Am dat proba așa cum am simțit bine, știi, când am dat-o. Și până la urmă am plecat de acolo mulțumit că am dat o probă ok. Exact. În sinea mea, adică nu știu ce ori interpreta ei mai departe, mi-am scos din gând că deja nu mai, zarurile au fost aruncate. Și da, am avut un feeling, știi, am avut așa un sentiment, că băi, not bad, știi, a fost binișor. Și mi-am sunat un prieten, mi-am zis că, băi, uite, am dat o probă mișto acum, cine știe, cine știe, poate o să primesc o veste bună în curând. Și mai ales fiind rol de protagonist, îți dai seama, e un salt major să treci de la mici roluri la rol de protagonist cu așa volum și situații și adică abia acum începe actoria. Așa e. Și când am aflat, am avut așa un pic de șoc, nu mi-am dat voie să mă bucur. Și m-a ținut ceva timp până în mijloc, ce mai, am terminat repetițiile și încă nu dăm voie să mă bucur. Da. Până repetiții, da. Nu, semnasem contract, tot încă mergeam la rapid. Încă nu-mi dădeam voie să mă bucur, am zis că stai să vedem acum filmările, la testele, primele teste, screen tests, am fost foarte panicat, era varză. Din fericire, echipa a fost super ok, nu știu cum au gândit tot ce au făcut sau dacă a fost pură întâmplare, habar n-am, oricum mulțumesc. Adică cine a fost acolo la mijloc, nu știu, Dumnezeu, Universul, Ruxandra, habar n-am. Știi? Dar am început treptat, adică cumva n-am început deodată cu nu știu câte zile una după alta de filmare cu foarte mult text și nu. Adică s-au așezat toate nu exact. Nu că aș fi avut o problemă neapărat cu asta, dar... Am avut așa o aclimatizare, ca să zic da, a funcționat. Eu zic că a funcționat. Da. Și acum, mă rog, că au început filmările, că deja se difuzează serialul, cum ți se pare? Cum te-ai mai relaxat pe parcurs? Cum simți tu că ai evoluat în lunile astea de filmări și așa mai departe? M-am mai relaxat. Cel mai important pentru mine e să am încredere în oamenii cu care lucrez. În ce sens? Că facem același film. Și ne dăm voie să fim creativi, să venim cu propunere, adică nu o să fie împușcată o propunere dacă pe loc, mamă ce idee proastă asta. Adică cumva cei de la Aerosmith am impresia că fac o ședință în care se numește Dare to Suck, îndrăznește să fii foarte prost. Și aruncă pur și simplu idei pe masă și nu contează, poate să fie cea mai mare inepție, dar nu știi niciodată cum îl inspiri pe altul și ideea aia care e o prostie poate deveni ceva mai bun mai târziu sau chiar de valoare. Și atunci se creează cumva prin confortul ăsta că ajungem să ne cunoaștem și să ne împrietenim și să ne acomodăm, adică ne înțelegem toți și ne dăm voie să fim noi înșine, în felul ăsta se naște creativitatea adevărată și asta îmi place cel mai mult. Adică asta mi se pare. Și bineînțeles, numărul 1 pe listă, acting coach și regizor, pentru că cu ei lucrez direct și indicațiile vin de acolo și cumva trebuie să ai acea încredere și am, pentru că avem viziuni comune, 99.999, și simțul umorului e cam pe acolo, știi, pentru toți, adică ne înțelegem. Te scoate din zona de confort serialul ăsta? De multe ori, da, de la bun început m-a scos din zona de confort, pentru că, spre exemplu, nu știu de ce, eu aveam blocajul ăsta de a, mi se părea că tot ce joc în română e foarte nenatural și în continuare încerc cumva să găsesc o modalitate de a fi cât mai vorbit totul sau încerc să fie cât mai cam cum aș vorbi eu. Da, e cel mai bine așa. Ceea ce mi se pare un pic straniu, de ce? Pentru că replicile nu întotdeauna se mulează pe felul tău de a vorbi sau trebuie să mai adaugi tu chestii. Da. Și cum sunt obișnuit cu școala din afară, să zicem, de cum tratezi un scenariu, nu schimbi nimic, știi, nu îndrăznești să schimbi textul de niciun fel. Și atunci mi-a luat ceva timp să mă acomodez cu treaba asta. Pentru că în engleză, oricum fiind o limbă străină, o faci cumva
oricum e ca un fel de dat, e o convenție pentru tine, știi? Adică e limba străină, ok, nu contează că gândești bine în engleză sau vorbești la perfecție la nivel de vorbitor nativ, dar pentru că nu vorbești zi de zi, cumva e deja ceva artificial. Adică da, tu... da. Și atunci nu, și atunci nu-ți dai seama să schimbi. Nu, exact, nu simți să schimbi sau să dacă adaugi ceva nu e, dar nu adaugi bâlbâiele sau nu da, faci nimic. Ori pentru română mi se pare că e flagrant, adică cel puțin îmi sună mie, știi, parcă nu-mi sună bine asta sau parcă... Și dacă mă scoate pe mine din film, cel mai probabil îi scoate și pe alții. Deci, cel mai probabil, da. De asta sunt mai exigent cu mine când vine vorba de jucat în limba română. Dar e explorare și... Și până la urmă e și o căutare a personajului, că încă mai durează până reușești să-l conturezi, să-i faci background-ul și să te ajuți de toate lucrurile astea, să te folosești tocmai în avantajul tău. Plus că afli din ce în ce mai multe pe măsură ce se scrie episoade noi. Da, pentru că nu-l avem pe tot, gata, nu avem un final, nu știm exact cam ce parcurs are. E o chestie importantă pe care poate foarte puțin știu, că, într-adevăr, episoadele se scriu pe parcursul filmărilor. Și noi la fel, la LIA primim episoade noi, așa, în timp ce noi filmăm și mai câteodată chiar te prinde difuzarea din urmă. Și atunci se vezi panică. Da. Adică sunt chestii, dar, în fine, tehnicalități. Cum ți se par colegii? Cum ți se par oamenii cu care lucrezi? Cum e relația ta cu Anda și cum se dezvoltă și povestea voastră? Din ce poți să ne spui? Păi cu actorii, în primul rând, e fenomenal cum am chimie cu fiecare în parte, în funcție de situații și de relații, și funcționează, mi se pare că funcționează cu toți. Asta e cel mai important. Da, că e vorba de părinți sau prieten, bine, personajul meu are un singur prieten, care este și șoferul lui, Marius îl cheamă, personajul. Și și cu el, și cu Anda, și cu... Diana, era să zic pe numele de actriță, sunt eu tot timpul între schimb. Da, și și să se obișnuiască lumea. Da, da, că am zis Anda. Anda, Eva Grațiela Diana. Și funcționează. Cred că se simte treaba asta, că avem chimie și contează foarte mult, mai ales pentru comedie, pentru că trebuie să meargă cumva, da. să curgă și să găsești ritmul, pentru că în comedie e vorba despre ritm.